prevenire și remedii naturale pentru mușcăturile de țânțari. Vara a venit, ești tentat să stai mai mult pe afară, aerul din casă fiind de-a dreptul înăbușitor. Ce te faci însă când plimbările îți sunt însoțite de mici inamici țuitori care abia așteaptă să te prindă cu garda jos pentru a se hrăni cu sângele tău? Cum nu poți să omori toți țânțarii din oraș? Cea mai bună metodă este să iei măsurile necesare pentru a-i ține la distanță. Iarba mâțelor. Acest ingredient natural este mult mai eficient decât altele sintetice de pe piață. Ai grijă însă, căci s-ar putea ca toate pisicile să vrea să fie prietenele tale. Ulei de eucalipt. O soluție cu concentrație de 40% ulei de eucalipt ține la distanță țânțarii și căpușele. Totuși, ar trebui ținută departe de copiii ce nu au împlinit 3 ani. Stai aproape de ventilator. Țânțarii au aripi destul de slabe și nu pot zbura când vântul este puternic, așa că ventilatorul te va proteja de aceste insecte. E-vitaminele B. După cum arată studiile de la Clinica Mayo, o doză zilnică de 75-150 mg de vitamina B1, tiamină, te ajută să-ți schimbi mirosul corpului și să ții insectele la distanță. Uleiul și lumânările de citronela. Această aromă este cât se poate de neplăcută pentru țânțari, dar oamenii nu au nicio problemă în a o inspira. Așa că te poți folosi de această nepotrivire de gusturi pentru a scăpa de insecte. Mănâncă usturoi. Te ferești să mănânci usturoi când te duci la o întâlnire de teamă să nu îți alungi iubitul? Dacă ți-e teamă că seara asta doar țânțarii vor veni la întâlnire, ia măsuri, răsfățându-te cu ceva usturoi. Insectele nu suportă deloc această aromă și vor sta la distanță de tine chiar și dacă te speli pe dinți. Remedii pentru mușcăturile de țânțari. În cazul în care țânțarii tot te-au mușcat, cu tot cu măsurile de prevenire, este timpul să faci ceva pentru a scăpa de mâncărimea și senzațiile neplăcute ale bubițelor rezultate. Iată ce poți folosi. Uleiuri esențiale. Cel din arbore de ceai este printre cele mai bune, acționând ca antiinflamator și combătând mâncărimea, umflăturile și durerea. Are și proprietăți antibacteriene și antivirale și uleiul de levănțică este bun. Oțetul. Acest element extrem de versatil este bun și pentru calmarea înțepăturilor de țânțari, datorită acidității sale. Pune câteva picături într-o cană de apă rece, după care aplică cu un tampon de bumbac pe zona afectată. Mierea are și ea proprietăți antiinflamatoare și antibacteriene, așa că te ajută, în cazul în care micii vampiri nu te-au cruțat.